Salutare, hai să vă arăt un truc foarte fain cu cărți. E magnific, rupe tot, lasă lumea cu gura căscată. E un truc cu cărți, îl fac la evenimente, la anunți, la botezuri, la private party-uri, corporate și credeți-mă, rupe tot. Dacă o să fac undeva la 1000 de vizualizări, poate vin și cu un tutorial. Ca să vă arăt cum e și să nu spuneți că am vorbit eu cu Emma ce carte se aleagă, așa că am făcut eu niște bilețele. Emma! Emma! Da? Hai un pic. Okay. Uite, ia te rog camera și te rog frumos să mă filmezi, bine? Da. Se vede? Am un cufăr. Da. Cărțile. Și tot felul de bilețele, da? Aici am Dama de Rom. Să nu spună lumea că ne-am vorbit. Aici e 9 de inimă roșie. Hai să mai alegem una. Și 10 de inimă roșie. Închid cufărul. Amestec bine. Și o să te rog să alegi un bilețel. Dăm bilețelul. Punem cufărul deoparte. Și să vedem ce a ales. A ales 2 de inimă roșie, da? Da. Punem aici bilețelul. Inima neagră. Inima neagră, da. Și scoatem cărțile, da? Și aici ar trebui să fie cartea ta. Și singura carte din pachet este întoarsă, te rog frumos să te uiți. Și este inima 2 de inima neagră. Și restul toate sunt diferite. 1000 de vizualizări și poate vin cu tutorial magic.